Bookfest-ul de anul trecut a înregistrat o creștere a vânzărilor de carte față de edițiile precedente. Se datorează acest lucru și faptului că cărțile la târg sunt mai ieftine? Nu-mi dau seama în ce măsură vânzarea de carte la un târg e într-atât de influențată de reducerile pe care în mod obișnuit editurile le practică la standurile proprii. Cred că, de fapt, ceea ce contează cu adevărat în creșterea vânzărilor în totalul târgului de carte e, pe de-o parte, programul editorial, deci oferta, noutățile cu care vin editurile, pe de altă parte, programul de evenimente. În măsura în care publicul venind acolo găsește cărți pe care și le dorește și are prilejul de a asista la ceva mai mult decât banala lansare de librărie, la ceva ce începe să semene spectacol, la masă rotundă, a dezbatere, e clar că își face alegerile cu inima mai largă și cu buzunarul mai larg. Care sunt cărțile vedete, să spun așa, ale editurii Humanitas la târgul de carte? Mi-e spre imposibil să încep fie și doar să citesc ca autor și titlu lista cu cele spre 40 de cărți noi care vor avea lansare la Bookfest, așa încât am să prefer o tăietură îngrozitor de subiectivă și tăietura mea se face având în minte lansarea de sâmbătă cu Antoaneta Ralian de la librăria Humanitas de la Cismigiu. Va fi și una dintre noutățile Humanitas la Bookfest 2014, amintirile unei nonagenare, călătoriile mele, scriitorii mei. Deja startul acestei cărți e un start de bestseller. A fost o coadă la autografe lungă și prelungă în librăria Humanitas. Cred că lucrul se va repeta și la Bookfest. Despre Antoaneta Ralian nu are sens să mai povestesc eu aici. E o instituție, ei datorăm peste 100 și ceva din cărțile mari ale literaturii engleze ori americane care au venit în traducere românească. Deci acesta ar fi trecutul recent. A doua mea alegere e viitorul foarte apropiat, Andrei Cornea, Miracolul despre neverosimila făptură a libertății. Cartea va fi lansată lunea viitoare la Humanitas Cismigiu de la ora 6. Andrei Cornea și Gabriel Liceanu își așteaptă publicul acolo. E cu adevărat o carte deosebită. Puțini sunt autorii care au harul de a-ți oferi în pagină atât de multă cultură și așa de frumos povestită. Nu e o carte tehnică și asta nu pentru că lui Andrei Cornea nu i-ar fi fost la îndemână discursul academic, tehnic, cu note, cu referințe. E pur și simplu o fascinantă călătorie în istoria conceptului de libertate și o încercare de a răspunde la întrebarea care i-a bântuit nu pe puțin dintre cei mari, dacă are sau nu omul nevoie de libertate. Și viitorul mai îndepărtat, anunț de pe acum că Demonul amiezii va fi prezentată din nou tot la Humanitas Cismigiu pe 13 iunie în prezența lui Andrew Solomon. Deci Andrew Solomon va fi în România pentru câteva zile, își va lansa cartea, își va întâlni publicul pe care deja îl are și în plus va încerca să afle mai multe despre bunicul lui care e român. A aflat și el de curând ceva mai multe despre povestea acestei origini românești a lui, așa încât vine de două ori emoționat la București și pentru întâlnirea cu cititorii și pentru întâlnirea cu istoria familiei lui.
Altfel, cum spuneam, la Bookfest de miercuri până duminică săptămâna viitoare, întâlniri cu Andrei Pleșu, cu Mircea Cărtărescu, cu Neagu Giuvara, cu Lucian Boia, da, o nouă carte eveniment, nu o carte de autor Lucian Boia, ci o carte îngrijită de Lucian Boia, e vorba despre documentele Petru Comarnescu sau agentul Anton, dacă preferați, din arhiva CNSAS, o carte destul de zguduitoare, după părerea mea, întâlnirea cu Vladimir Tismăneanu și ediția Humanitas de la bestsellerul Stalinism pentru eternitate, Dance Mihăilescu, Tania Radu, autori străini, Sors Chalandon pentru Humanitas Fiction, o întâlnire mai puțin protocolară cu Gheorghe Florescu, ediție de colecție la Confesiunile unui cafegiu. Gheorghe Florescu a spus că va veni însoțit de celebrul Anton Carabeleian, personaj în felul lui în carte. Cred eu un program îndeajuns de atrăgător, încât chiar să aducă lumea la Bookfest. Care au fost cele mai bine vândute cărți în ultimul an la Humanitas? Lucian Boia deține recordul cu titlurile lui recente și vorbesc aici despre De ce este România altfel, Sfârșitul Occidentului, acum Primul Război Mondial, Parabolele lui Isus, cartea lansată acum ceva vreme de Andrei Pleșu, dintre noutățile de la Târgul Gaudeamus, pentru că, vedeți, noi trăim în acest tic-tac, Gaudeamus Bookfest, Maimuța Carpatină a lui Radu Paraschivescu, Fals tratat de manipulare Ana Blandiana, Dragul meu turnător, Gabriel Liceanu. Și puteți să-mi dați și niște ordine de mărime privind tirajele? Discuția, dacă e să fie făcută în general, riscă să devină o discuție foarte pesimistă, să-i spun oare. România nu se laudă cu un tiraj mediu foarte bun. Suntem la mii de exemplare distanță de tirajul mediu din Franța, din Ungaria, din Polonia. Există, din fericire, poate că paradoxal, nu știu să spun acum, există și vârfuri, cărți care reușesc să treacă întâi ștacheta tirajului mediu, evident, apoi să devină ceea ce cu adevărat putem numi bestseller, adică să treacă de 5.000, 10.000 de exemplare. Toate cărțile pe care le-am amintit mai devreme au trecut această ștachetă și sunt în zona bestseller. Cum merg e-book-urile? Reprezintă o speranță pentru editori că Am să spun, chiar dacă voi risca o tranșanță pe care viitorul o să o amendeze, am să spun că, după mintea mea, în măsura în care editurile își vor lega speranțele de e-book, nu vor ieși câștigătoare. A avea și ofertă de e-book, sigur, e obligatoriu. E și pricina pentru care avem deja spre 300 de e-book-uri în portofoliul Humanitas Digital. Însă, cred și voi rămâne convinsă că pur și simplu despărțirea omenirii de cartea tipărită ar fi o despărțire fatală. Deci pur și simplu nu vorbim despre un obiect oarecare, nu vorbim despre un suport oarecare pe care omenirea să-l poată abandona, să-l dea la spate, cum a dat la spate, nu știu, patefonul sau telefonul cu manivelă. Cred că atât cât arătăm bine ca specie
astăzi. Lucrul se întâmplă pentru că la un moment dat a apărut pe lume cartea. Că a fost întâi un papirus, că a fost în tot felul de alte forme, e altă discuție. Totuși, de la Gutenberg încoace, adică de niște secole bune încoace, cartea și-a găsit în formatul acesta tipărit, legat, forma perfectă, îndrăznesc să spun. Sigur, vor veni fanii digitalului și îmi vor spune că nimic nu se compară cu perfecțiunea pe care o poate atinge un e-reader, o tabletă, etc. Da, iar eu am să spun că nimic nu se compară cu senzația pe care o declanșează numai atingerea unei cărți, niciodată atingerea unui ecran.